Ediția 4-a turneului internațional de spadă Alfredo Bacheli, organizat de CS Universitatea Craiova cu sprijinul liceului cu program sportiv Petrache Trișcu din Bănie, se va desfășura sâmbătă 8 noiembrie în sala polivalentă. Până acum, conform spuselor organizatorilor, și-au anunțat prezența peste 120 de spadasini din 10 țări. Nu vor lipsi componentele lotului olimpic de spadă al României, iar ca invitați de seamă vor veni Mihai Covaliu, președintele Federației Române de Scrimă, și Ana Pascu, președinte onorific al Federației. Pentru câștigători, gazdele au pregătit trofee speciale în formă de sabie medievală, dar și premii în bani cu ajutorul sponsorilor. Acest concurs internațional de scrimă Alfredo Bacheli este organizat de către Clubul Sportiv Universitatea Craiova în parteneriat cu liceul cu program sportiv Petrache Trișcu. Este organizat în memoria părintelui scrimei moderne craiovene, Alfredo Bacheli. Este un concurs în care încercăm să promovăm scrima în particular și sportul în general. Un concurs la care și-au anunțat prezența 10 țări și 11 cluburi mari din țară. Este un concurs care a crescut de la an la an. Acum 4 ani am început cu un concurs de casă. Acum am ajuns la un concurs de nivel internațional unde participă un număr de 10 țări. Acest concurs a desfășurat în principal, să zic așa, ca o mână întinsă sportului de performanță, pentru că liceul sportiv Petrache Trișcu, fiind partener de colaborare cu Clubul Sportiv Universitatea Craiova, a căutat să aducă în permanență valorile către cluburile de seniori spre a crește performanța în Craiova. Practic, sloganul acestei competiții clar este Craiova iubește scrima. Competiția care se va desfășura poimine are un traseu foarte bine definit. Este traseul Federației Internaționale. Va începe cu grupe eliminatorii, sistem de grupe, iar apoi sistem eliminatorii. În așa fel încât să putem să ne încadrăm în programul care l-am primit și la asta și pe care l-am anunțat din timp. Primele asalturi încep la ora 9, iar de la ora 18 vor debuta finalele. Gazdele au anunțat că spectatorii vor avea parte și de câteva surprize și așteaptă craiovenii în număr cât mai mare la sală, intrarea fiind liberă.